Zeci de angajatori din țările Uniunii Europene și-au expus oferta locurilor de muncă prin intermediul rețelei EURES. Este vorba despre sute de joburi disponibile pentru care oltenii pot aplica CV-uri. Astăzi, prin rețeaua EURES, avem disponibile 744 de posturi din țările Uniunii Europene și a spațiului economic european. Astfel, din Austria avem 6 posturi în domeniul auto și în industrie. Din Belgia avem 14 posturi în transporturi, industrie și construcții. Din Germania avem 174 de posturi în domeniile hotelier, gastronomie, în industrie, IT. Peste 90 de locuri de muncă în domeniul naval și medical oferă angajatorii din Marea Britanie. Oltenii care doresc să aplice pentru un astfel de post trebuie să știe că durata contractului este pe termen nelimitat, iar salariul poate varia între 8,5 și 10 lire pe oră. Și angajatorii norvegieni, polonezi și sloveni vin cu o gamă variată de joburi în diverse domenii de activitate. În Norvegia, 9 posturi în construcții și un doctorant în patologia plantelor. Pentru Polonia avem 3 posturi consultant service clienți. Din Republica Cehă avem 70 de posturi șlefuitor-pilitori în transporturi și în industrie. Slovacia, 24 de posturi în construcții și în domeniul hotelier-gastronomie. Slovenia, 31 de posturi. În acest an, sute de persoane s-au adresat Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, OLT, pentru a-și găsi un loc de muncă în străinătate. De la începutul anului până acum, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă s-au prezentat 201 persoane solicitanți de locuri de muncă în străinătate. Dintre aceștia au obținut contracte un număr de 90 de persoane. Până acum, 65 de olteni și-au găsit locuri de muncă în Spania, 21 în Danemarca, 8 în Marea Britanie și alt 3 în Portugalia.